Așa cum spuneam, îi mulțumeam domnului profesor Irimie pentru faptul că mi-a oferit șansa să fac această prezentare, pentru că, practic, am avut ocazia să inițiem împreună cu colaboratorii noștri de la Wellcome Trust din Oxford, UK, un studiu care se bazează pe câteva din observațiile pe care le-au făcut dânsii referitor la genomul pacienților cu cancer și respectiv genomul pacienților care au suferit infecția cu virusul SARS-CoV-2. Următorul slide. Am avut ocazia să avem acces la foarte multă informație datorită faptului că prin ordin de ministru am fost desemnați ca centru de testare COVID. Și am reușit până astăzi să efectăm peste 50.000 de astfel de teste de real-time PCR, din care un număr important de teste au fost efectuate pentru pacienți cu afecțiuni maligne. Următorul. Și, practic, așa cum o parte din profesorii care au prezentat înaintea mea au arătat acest lucru, există anumite caracteristici legate de o posibilă corelație între anumite malignități și, practic, infecția cu virusul SARS-CoV. Cum spunea și doamna profesor Piciu și la început domnul academician Voicu, probabil că cu fiecare lună care trece, cu fiecare studiu nou care apare, lucrurile se schimbă și ceea ce era valabil în urmă cu 6 luni sau cu 8 luni, astăzi este complet modificat, tocmai datorită faptului că avem din ce în ce mai multe informații despre ceea ce înseamnă structura acestui virus, felul în care are loc patogeneza, modalitatea în care are loc replicarea și felul în care genomul pacientului răspunde la această afecțiune, dar foarte important este ceea ce se întâmplă la nivelul transcriptomului acestor pacienți. Una din caracteristicile esențiale ale virusului SARS-CoV, așa cum vom vedea imediat, este faptul că are un conținut relativ extins de regiuni subgenomice, care practic îi asigură această relație cu sistemul imun al pacientului. Și așa cum vedem din această publicație de la sfârșitul anului 2020 a lui Van Damme în Cancer Treatment Reviews, putem să vedem că pentru anumite cancere și probabil că această clasificare care sunt cancerele cel mai important afectate de către SARS-CoV-2 se va schimba în timpul care urmează, dar rămân totuși ca una din patologiile extrem de importante pentru evaluarea efectelor COVID-19 și regăsim în această analiză unde se ține cont de hazard ratio și de intervalul de confidență, câteva caracteristici care ne-au făcut să ne uităm nu doar la pacienții care erau cu vârstă avansată, peste 80 de ani, dar și la pacienți sub 70 de ani și să încercăm să înțelegem dacă într-adevăr astăzi putem să spunem că există o corelație directă între outcome-ul pacienților cu cancer și infecția cu virusul SARS-CoV-2. Mai departe. Un alt studiu în care am avut ocazia să fim invitați să participăm este cel al Școlii de Medicină de la Johns Hopkins, plecând de la un white paper pe care ei l-au prezentat tot așa, da, pe o perioadă relativ scurtă de timp, între aprilie și august 2020, în care, așa cum vedeți, factorii de comorbiditate și respectiv mortalitate sunt foarte mult legați de cancerul pulmonar, ceea ce este oarecum de înțeles, dar și de hemopatiile maligne. Următorul. Și același lucru putem să vedem pentru pacienții care sunt investigați în aceeași perioadă, aprilie-august 2020, și care sunt sub vârsta de 70 de ani. Ei, următorul. Așa cum spuneam, cunoștințele noastre astăzi despre ceea ce înseamnă patogeneza și căile respective pentru coronavirus ne-au dus cu investigațiile
la a demonstra că, de fapt, ceea ce se și știe din literatură, printre alte mecanisme, această furtună de citochine induce activarea inflamazomului. Inflamazomul, la rândul lui, este extrem de bine cunoscut și de studiat în anumite cancere, cu preponderență poate în cancerul colorectal, dacă ținem cont de numărul de publicații, dar nu numai. Și vedem în această schemă foarte simplă și foarte ușor de urmărit că există cele două culori, verde și roșu. Calea verde, practic, este calea de inhibiție, iar cea roșie este calea activată. Urmărind această schemă, putem să înțelegem, pentru că poate, cel puțin noi de multe ori ne-am pus întrebarea de ce activitatea sistemului imun este mult mai mult legată de imunitatea adaptativă decât de sistemul imun înnăscut și, de fapt, există aici aceste căi de inhibiție care permit doar căi adaptative să genereze un răspuns. Toate aceste nouă, până la urmă, sunt domenii genomice, care sunt caracteristice pentru virusul SARS-CoV. Vedem că colaborează între ele și am nominalizat în explicația colaterală imaginii doar proteina 3A, care este o proteină structurală și care se leagă de TRAF3, promovând omniprezentarea NF-kB și ASK, care sunt cuvintele cheie, să spunem, genele cheie în inflamazom, urmate de proteina E virală, care formează acele canale ionice în ergic și care, făcând-o permeabilă la calciu, activând astfel inflamazomii și producția de interleuchină beta. Sigur că alături de aceste câteva căi bine cunoscute în acest moment, foarte important este ceea ce se întâmplă cu această furtună de citochine. Și cumva cercetarea noastră a plecat de aici, pentru că poate știți că la nivelul ARN-urilor non-codificatoare a existat un studiu clinic care a devenit, din păcate, faimos prin eșecul pe care l-a avut, MIR-34B, un microARN, care a fost administrat la pacienți într-un clinical trial phase 1 în Houston, Texas, Statele Unite, între perioada 2013, și care, din păcate, a generat această furtună de citochine cu efecte secundare dramatice pentru pacienții care au intrat în studiul clinic. Dar plecând de la această observație foarte importantă, următorul, am încercat să înțelegem care ar putea să fie corelațiile între ceea ce se întâmplă la nivelul furtunii de citochine și micromediul tumoral. Pentru că, așa cum știm, sistemul imun este foarte mult răspunzător de toată cooperarea la nivelul extracelular și, nu în ultimul rând, modularea sistemului imun și echilibrul sistemului imun în raport cu celula tumorală duce practic la validarea fenotipului metastatic. Și vedeți, am încercuit cu verde câteva din moleculele din actorii cei mai importanți care asigură această validare a fenotipului și pe care, nu întâmplător, îi regăsim în acest studiu de la Wellcome Trust în ceea ce privește genele comune între cancerul pulmonar și virusul SARS-CoV-2. Următorul. Ceea ce am făcut noi, am reușit să extragem două heatmap-uri care sunt specifice pentru malignitățile hematologice și pentru cancerele pulmonare. Menționez că informația este descărcată din TCGA, Tumor Cancer Genome Atlas, și ca să încercăm să acoperim în primă fază toată informația, nu am separat cancerele pulmonare pe adenocarcinome și pe alte subtipuri, tocmai datorită încercării de a vedea dacă într-adevăr există o legătură la nivelul semnalizării imune pentru cele două tipuri de malignități. Următorul. Și spre surprinderea noastră, dacă am suprapus genele supraexprimate și subexprimate în cele două, în cancerele pulmonare și malignitățile hematologice, pe datele la care am avut acces din TCGA, așa cum arată această schemă, care vi se poate părea destul de complicată,
Nouă ne-a adus informația că, de fapt, între toate aceste gene sunt nu foarte multe gene, sunt 63 de gene comune, supra- și subexprimate. Practic, vedeți că există o linie continuă, ceea ce demonstrează că există o cooperare directă între aceste gene. Și nu în ultimul rând, vedem câteva din genele deja cunoscute ca fiind implicate în răspunsul imun, așa cum vedem genele din clasa CXCL12, ICAM, și de asemenea de luat în considerare un anumit profil legat de HLA. Următorul slide. Plecând de la aceste observații, am încercat să vedem dacă, din punct de vedere genomic, există într-adevăr o anumită suprapunere, gândindu-ne că dacă am avea această informație, am putea eventual să validăm potențial biomarcări care să vină în ajutorul clinicianului. Următorul. Și așa cum vă spuneam, aceasta este publicația și colaborarea de la care am plecat, legată de genele comune și căile comune de semnalizare între cancerul pulmonar și COVID. Următorul slide, chiar următorul. Și vedem aici cele 10 gene, așa numitele gene hub, care au fost descărcate din bazele de date, care sunt în principiu accesibile pentru oricine dorește să le folosească, respectiv genele pentru COVID, din două site-uri, și am regăsit împreună cu cancerul pulmonar, care a fost descărcat din CivicMind Database, 5463 de gene. Foarte important că aceste 10 gene, denumite gene hub, pe care le vedeți în imaginea de jos colorată în albastru, au niște gene, genele portocalii, cu care interacționează în mod direct. Și în lista aceasta regăsim, evident, interleuchina 6, dar regăsim și FGF2 și cele două metaloproteaze 2 și 9. Următorul slide. De asemenea, important, dacă ne uităm la prima, imediat după all, deci la a doua coloană, vedem că aceste gene hub sunt implicate în comunicare celulară, în spațiu extracelular și în legarea proteinelor. Deci, clar, ele vin în zona de cooperare între celule și doar câte una, două dintre ele vom regăsi la nivelul nucleului sau în interiorul celulei. Următorul slide. Și atunci, analiza noastră a încercat să identifice dacă există o specificitate pentru aceste 10 gene din hub, comparând în TCGA țesutul normal versus țesutul tumoral de la pacienții cu cancere pulmonare, și am reușit să identificăm că, într-adevăr, în cancerul pulmonar, aceste 10 gene lucrează foarte bine împreună, iar din punct de vedere al nivelului de expresie, interleuchina 6 are o expresie consistentă, care o face un potențial marker pentru aceste patologii asociate. Următorul. La fel, în Panther am încercat să identificăm care sunt mecanismele cele mai importante la nivelul cancerului pulmonar și vedeți că la nivelul sistemului imun am reușit să identificăm un număr de 54 de gene pe care le regăsim în această rețea pe care am realizat-o în string, unde apar în plus față de actorii pe care i-am evidențiat înainte și factorii de transcripție. Și scopul cercetării noastre a fost să încercăm să arătăm că există o legătură directă între aceste gene și factorii de transcripție prin modularea care are loc prin aceste RNA-uri non-codificatoare scurte, în ideea de a putea valida dintre aceștia, alături de cele 10 gene hub, potențial biomarker. Același lucru l-am făcut încercând să comparăm celelalte gene, deci genele care sunt modulate de către genele hub, și din nou aici, mai mult decât ceea ce știam în prima fază, am reușit să arătăm și curbele de supraviețuire care au fost statistic semnificative pentru PIK3 kinase și pentru genamic. Următorul. Și
Și iată câteva din mirurile pe care le cunoaștem astăzi ca fiind extrem de importante. MIR-21, care e un mir specific pentru cancerul pulmonar, dar MIR-15-16, pe care îl folosim de foarte multe ori ca un mir control, deci și în această situație, aceștia doi ar putea să fie candidați pentru asocierea celor două patologii. Și la final, suprapunerea acestor date ne arată că există interacțiuni de clasă dominantă între cancerul pulmonar și boala COVID. Sigur că ceea ce știm până acum, dincolo de toate limitările pe care anul trecut le-a pus pentru pacienții oncologici, și anume accesul mai rezervat la terapie, sfaima de a ieși din casă și de a merge la medic. Informațiile pe care le avem astăzi au totuși un titlu la care trebuie să fim foarte atenți. De ce? Și o să vă rog slide-ul următor. Următor. Acesta. Perfect. În British Journal of Hematology a apărut această scurtă comunicare legată de faptul că există totuși posibilitatea ca în anumite situații infecția cu virusul SARS-CoV să poată să aibă efecte benefice. Și din acest punct de vedere, probabil că există o șansă de a lua în considerare și de a analiza care ar fi situațiile în care pacienți care suferă de boală oncologică în doză controlată prin infecția cu SARS-CoV ar putea să aibă o evoluție pozitivă. Vă mulțumesc foarte mult că ați avut răbdare să ascultați prezentarea noastră și să sperăm, următorul slide, să sperăm că lucrurile nu arată foarte dramatic pentru tânăra generație care a suferit așa de mult, cum am văzut și în prezentările dumneavoastră, de această pandemie. Și, sigur, ultimul slide, vă așteptăm cu drag la Cluj.